spital, dă-mă, ai 3,10 la română, m-a dumat că vedea 1,60 sau nu văd eu de tanjă. Matematică 1,50, fizică 1,60. Emoțiile așteptării au luat sfârșit. Este vorba de aproape 2000 de tineri din județul Mehedinți care s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Încă de la orele prânzului la centrele de examen s-au afișat rezultatele obținute de candidați. Rezultatul a fost și de această dată unul dezastruos. Doar 27,3% dintre concurenți au promovat examenul de maturitate. La Colegiul Tehnic Decebal rezultatele sunt ceva mai bune decât în sesiunea de vară. Din 212 elevi, aproape 16 au reușit să promoveze în sesiunea de toamnă. Chiar dacă mediile obținute nu sunt deloc de invidiat, cei care au reușit să promoveze examenul au sărit în sus de bucurie la aflarea rezultatului. Ai luat, ești bucuroasă. Da, sunt. A fost greu? Nu a fost chiar atât de greu. Nu a fost ca în sesiunea de vară, a fost mai ușor acum. Ești printre puținii care au luat anul ăsta în toamnă. Ești printre puținii colegi care au luat anul ăsta în toamnă. Da, asta e acum. O să ia și ea anul următor. Nu prin aceea stare au trecut și cei care s-au văzut pe listă cu medii de 1 sau 2. Supărarea a fost mare, iar candidații spun că se mai gândesc dacă se vor prezenta și la anul la examen. De prost ăsta, să fiți 9 pani și lua 1 și 10. Gâlcă? Da, mă, da. La ce? La materie 1 și 10, scrie 9 pagini. Păi n-am scris 9 pagini, n-am putea scris 9 pagini. Dar eu, aia lua 7 și o lua 4 și 10, dacă nu iau la contestație, măcar 6-50, mă. Te știu, mă descurc. Eu nu stau în bar. Mai încerci și la anul? Poate da, poate nu. Ai de gând să pleci afară, în străinătate? Da. Da? Da. Da, a fost greu. Pe parte da, pe parte nu. Procentul de promovabilitate înregistrat în județul Mehedinți la sesiunea din toamnă examenului de bacalaureat a fost mai mic decât cel obținut în vară. Diferența este de aproape 5%.